Cristina? Da, Felix. Vrei să adoptizezi una pisicuță mică? Vreau să adoptizez. Na, uite, acum poți să alegi și să ai personalitate, că așa ți alegi de fiată când ai o pisică nouă. Drăguț. Poți să fie iubitoare și păsătoare, da. Poți să fie loloială, dar obrăznicuță, poți să fie nervoasă și loială, sau poți să fie exotică și curajoasă. Ai exotică o alegere. Și curajoasă, cred că mi-ar face tot felul de năzdrăvănii. Alege. Dar vreau să-mi spuneți dacă voi aveți un animăluț și cum este, este blând, este iubitor. Adică iubitor, dar zgârioasă. Voi, pentru voi ce contează? Sincer, eu dintre toate astea aleg pe prima, să fiu, să-i pese de mine și să mă iubească. Nu? Nu vrei să facă prostii, ca să nu prostii la video. Vrei să facă prostii? Vrei să facă prostii la video. Of, Doamne, da. Vrei? Vrei să facă prostii la video? Vreau să facă prostii la video. Să vedem. Exotică și noi. Exotică și curajoasă? De ce vrei tu aia? Auleu. Mamă, ce ai dat? De ce ai dat pe aia? Păi tu m-ai rugat. Mă, nu te-am rugat, eu ți-am zis. Nu mi se pare așa rasă exotică. Ai m-aș dat să fie puțin mai slăbuță. Asta e familia? Da, alege familia. Aleg familia aia, asta să vedem. Familia cu fetiță. Bine. Familia Evelyn, hai. Evelyn. Ăla zici că e hoz din dreapta. Cu pălăria de spoveți. Da, da. Și acum stăm în familia asta. Dar e interesant că pisicuța și alege familia, nu familia alege pisicuța. Nu știai? Dă-i de acolo nume la pisică. Cum s-o cheme? Codiță. Nu, Năzdrăvana. Năzdrăvana. Năzdrăv Ana. Ai înțeles? E fata? Da, da, e fata. Ați văzut ce am șmecherii a făcut aici? Dau ok? Sau dau Dan? Da. Dă-i! Așa. Bună, Năzdrăv Ana! Mamă, dar ce dansează aia în sincron? Ce familie sincronată? Aia fac TikTok-uri. De să mânce jambon. Mamă, dar de tamaia asta eu dau ei? Avem bani, da. Ai grijă, Năzdrăv Ana, să nu fii prea Năzdrăv Ana. Hai să dăm play. Chestia aia cu ghetmura aia nu atingi. Uite, uite, uite cum... De play. Dăm play. Uite, vezi acolo sus, arată cât de... Deci noi mângâiem pisica, da? Da. Și ce se întâmplă? Păi nu știu, oi de capul deci, meu. Pisica deci, le face deci, farse. Deci fii atentă, putem să facem bălegăreț pe omul ăla sau bălegăreț în cutia litieră cu nisip? Litieră sau în papuci. Aia cu reclamă. Eu aș zice să... Pe el să facem bălegăreț. Hai să facem pe el, să vedem cum e. Hai, două, trei și... Auleu, 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 auleu. Auleu. 1, 2, 3 și... Direct. Ui, cât de mare e! Dacă mânca bine. Bă, ia-l de pe jos, mă! Ai, de... Tu nu vezi că... Calcă pisica în el după. Am pietrit, nici măcar nu știe cum să-și mai miște picioarele. O colegilor, Felix are ceva treabă urgentă. Da, numai bine, că am rămas și aici gamăriță. Ați văzut că m-am descurcat foarte bine. Voiam să vă zic că în seria noastră de House Flipper cu Barbie erau bălegăreți mici și bălegăreți mari. Eu tot timpul am crezut că bălegăreții mari sunt ai cățeilor, dar se pare că și pisicuțele pot să facă la fel de mari. Hai să-i dăm next. O, mamă, ne dau peștișor de fiecare dată când facem ceva. Și acum hai să o hrănim, pentru că a făcut treabă bună. Năzdrăvanu, ai deja 3 luni. Du-te încolo. Voi vedeți ce... Ce se întâmplă aici sus? Avem două bare dintre astea, una cu iad și una cu rai. Și cred că este în funcție de, nu știu, de cât de bună e pisicuța. Ai de capul meu. Nu cred! Bă, oamenii ăștia dorm cu șobolani în pat? Dar nici măcar nu dorm, ei stau cu ochii deschiși. Hai să vedem așa. Să ne ducem și noi să sărim și noi în pătuți. Sau să speriem pe șoricel. Bă, eu zic să-l sperii. Hai să-l sperii, să văd cum e. Pleacă, mă, de aici, numai eu am voie să fac bălegăreți pe stăpânii mei. Tu n-ai voie. Mă simt că am fost o pisicuță cu minte. Din câte văd eu, secretul este să fii așa puțin echilibrat, să faci una rea, una bună, știi? Așa nu te suspectează nimeni. Bun, hai să vedem. Mamă! Hai să-i dăm de mâncărică. Așa, dar uite că putem să ne uităm la frigider. O să ne uităm imediat tura următoare la frigider. O, zice aici, avem un quiz, o întrebare. O pisicuță este însărcinată pentru cât timp? O perioadă cuprinsă între 60 și 70 de zile... 30 și 40 de zile sau 80 și 90 de zile? Băi, fraților, sincer, habar nu am. Am să merg pe ultima variantă, între 80 și 90 de zile, dar nu știu, sincer vă zic, adică chiar nu m-am documentat despre chestia asta și nu am avut ocazia, de când sunt adult, să am ceva pisicuțe care au puișori. Auleu, 60-70 de zile, se pare. Țineți minte, o lună, o lună și 10 zile pe acolo. Bun. Ce înseamnă când o pisicuță clipește așa încet? Înseamnă că e dor de tine, că vrea să te pupe sau te urăște. C-
cred că înseamnă că te vrea să te pupe. Adică știu că e de bine, gen, poți să te apropii, îmi place de tine, te iubesc. Este! Haide că la asta chiar m-am priceput. Acum, ultima întrebare. Pisicuțele pot să facă puișori la vârsta de 6 luni, 8 luni sau 4 luni? Bă, nu știu, am să zic 6 luni. Auleu, la 4 luni! Atâta de devreme! Doamne, dar am crezut că e un puișor mic și de fapt poate să facă puiuți. Un puișor poate să facă puișori. Incredibil! Deci ce ați învățat cu Cocos Cristina? Ați învățat că pisicuțele pot să facă puișori începând de la vârsta de 4 luni, dar eu sper să fie adevărate toate informațiile astea. Că atunci când clipezi, pisicuțele vor să te iubească. Și ce mai era? Mai era încă o chestie. Atunci că pot să rămână însărcinate la vârsta de 60... Nu, la vârsta. Pentru o perioadă de 60-70 de zile. Stai să dăm aici play și să ne mai jucăm. Nu cred! Vrea să ne cumpere un frățior? Hai să vedem ce să facem acum. Să o batem sau să ne jucăm? Bă, nu știu. Hai să o batem. Faza este că hai să o batem. Aoleu, numai noi vrem să fim aici. Noi! Mie mi se pare că o linge pe frunte, nu cred că o bate. Nu, vi se pare, ea a fost foarte cu minte. Da, știți care e faza? Putem să dăm replay și să dăm și să vedem cum este și... Putem să dăm replay. Bă, nu m-o lăsa să dau replay. Dar am vrut, de exemplu, am vrut să aleg și opțiunea cealaltă. Ah, mi-a dat sandwich! Hai să dăm la pisicuță sandwich. Niam, 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 niam. Tu ești conștientă că astea sunt resturile de la stăpânii tăi? Ei n-au mai vrut să mai mănânce sandwich-ul ăsta. Ești conștient, așa-i? Ia uitați, avem aici, deja pisicuța noastră are 9 luni. Hai să ne uităm puțin în frigider. Oh, 4 sandwich-uri mai sunt. Și ce mai putem să mai cumpărăm? Friptură. Oh my god, dar friptura este chiar destul de scumpă. Noi avem 200 de peștișori. Și aici doar dacă te uiți la reclame. Eu cred că o să trăiești pe dietă de friptură și de sandwich. Bun. Acum... Mai vrei să mai mănânci? Am primit și un cadou! Dar vreau să văd ce e înăuntru. Ce e asta? New skin unlocked? Claim! Dar cred că trebuie să mă uit la un video. Bă, zicem no thanks. Lasă că ești frumoasă așa cum ești, n-ai nevoie de alte haine. Hai să ne uităm aici la... Dacă dau pe Năzdrăvana, îmi zice că este de rasă Scottish. Vedeți? Putem aici tot felul de rase, exotic short hair, American short hair, trebuie doar să te uiți la reclamă. Doar că, uite ăsta Havana Brown am crezut că o să-mi pice dacă dau exotică. Avem și Bombay, Ragdoll, mamă, bun, are you sure? Yes! Bun, haideți să ne mai jucăm, pentru că joculețul ăsta este chiar cute. Oh, e la veterinar, nu cred! Ce să facem? Să... Bă, dar mi se pare cam malefic nenea ăsta cum râde. Voi l-auziți? Muhahaha, ce fel de doctor râde așa? Uite, avem aici două opțiuni, cocoleșilor. Să stăm pe loc așa super mega cuminți sau să ne răzvrătim pe aici ca să putem să scăpăm. Eu nu am încredere în doctorul ăsta cu râsul lui, așa că vreau să scap. Așa, ți-am dat două de nu te-ai mai văzut. Păi tu nu poți să râzi așa malefic. Ai grijă. Nu cred că ar trebui să mai practici medicina. Trebuie să fii cu blândețe. Că așa se face. Ia să vedem câte sandwich-uri o să pape pisicuța asta. Două? Nu ți ajunge unul? Bă, cât mai vrei să mai mănânci? Hai să mergem puțin aici la market. Oh, la market tot așa, numai mâncare? Dar numai breakfast, numai micul dejun? Mănâncă pisicuța asta, nu mănâncă și cină, de exemplu? Uite. Poftim. Aoleu, frigiderul e gol. Bă, fraților, și eu vreau să mă mai joc. Faza este că trebuie să-i cumpărăm de mâncare. Oi, de capul meu. Frigiderul este gol, așa că va trebui. Hai să-i mai cumpărăm... Nu știu, hai să-i cumpărăm steak dintre ăsta. Știți? Pentru că am impresia că îi ține mai tare de foame. Uite-te. Nu, stai. Aoleu, am vrut să cumpăr și un sandwich. Pentru că știți cum e, logica mea era deja stomacul 3 sferturi. Așa, plin. Așa că i-am mai dat un steak pe deasupra. Trebuia să-i mai dau un sandwich. Nu!
Nu, stai să bea puțin apă. Pisicuța noastră tocmai s-a întors de la manicură și are unghiuțe noi, super mega ascuțite. Ce să facem? Să ne ducem cu mințele, să ne zgâriem așa de chestia aia special făcută pentru pisicuțe sau să zgâriem canapeaua. Băi, eu zic să zgâriem canapeaua. Nu, pisicuțelor, trebuie să fiți cu minți. Nu vă luați după mine, eu doar fac video și vreau să arăt chestii interesante. Și se uită nenia. Nenia, mustăciosul, se uită. Ai de capul meu. Zică, pisică, rea, ai grijă. Na, dar aici cum fac? Clic, 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 clic. Nu știu cum să fac, mă, să opresc chestia asta. Dau next. Așa. Bun. Are deja un anișor și 3 luni și din câte văd eu, zice aici că e probabil să meargă în ea deloc, să meargă în rai. Haide că la câte năzbâti eu făcut. Cred că ar trebui să mai facem și una bună. Știi cum e? Să fie echilibrat. Bun. Frigiderul este gol. Uitați, frigiderul este gol. Așa că va trebui să cumpărăm. Hai să mai cumpărăm 2-3 fripturi. Hai să mai cumpărăm multe fripturi. Gata, că ți-ajunge. Ia uite-te. Asta o să te sature. Este și mai dăm încă un level aici. Oh, am ieșit la plimbare și ne atacă căței. Ce să facem? Să. Aha, nu pe noi ne atacă, pe stăpân îl atacă. Și acum ar trebui să luăm apărarea stăpânului și să atacăm și noi căței sau să lăsăm pe tati și să fugim. Bă, hai să atacăm și noi că vreau să văd cum o atacă. Hai, pe ei, pe ei. Mamă, le-a dat acolo Mortal Kombat. Le-a dat fatality, vă ați văzut? Cu gherunțele alea proaspăt ascuțite de la manicură. Mamă, ce mi-a plăcut. Haide, haide. Bă, ne dă peștișori buni. Ne-a dat mulți peștișori. Hai să-i mai dăm un steak pentru că i s-a făcut fomiță. Deci steak-ul te ține jumătate de stomacel, văd. Hai să-ți mai dau încă un steak. Deci 2 steak-uri pe mâncare, pe porție. Fată, tu mănânci cam mult. Acum, avem un test de personalitate. Pisicuțele par să fie unul dintre puține animale de pe planetă care nu pot să simtă gustul dulce pe bune. Nu știam așa ceva. Bă, nu știam așa ceva, no. Era adevărat? Se pare că pisicuțele nu au papilele gustative care gustă dulcele? Ok, se pare... Am cam aflat un lucru. Și acum, următoarea chestie, afirmație, să spunem dacă este adevărată sau falsă. Viața average, viața medie pe care poate să o aibă o pisicuță este de 20 de ani. Băi, eu nu cred că e viața medie, nu, nu? Pentru că sunt pisicuțe care trăiesc 16 ani sau mai puțin 12. Vedeți, era adevărat că nu. Ăsta se pare că e la cote maxime. 20 ceva de ani cam maxim trăiesc pisicuțele. Acum... Pisicuțele albe cu ochi albaștri sunt predispuse să fie surde. What? Ce? Am să dau pe nu, dar mi se pare că este adevărat. Deci voi ați știut așa ceva? Deci o pisicuță albă cu ochi albaștri are mai multe șanse să fie surdă, sărăcuța? Doamne, dar ce? Nu știam așa ceva. Bun, hai să mai dăm... Oh, putem aici să decorăm. Putem să decorăm? Ai de mine! Dar faza este că ne ia cam mulți bănuți. Ce e important în viață? Să ai ce să mânci? Sau să ai frumos acasă? Bă, hai să facem și noi așa, să avem frumos acasă. Uite-te. Ne-am luat o căsuță. Ah, ce cute! Poți să dai level up? O, oh, mai degrabă nu dau niciun level up. Să știi că atâta. Ai reușit? Ok. Dar și eu nici măcar nu-ți văd casa aici. Cu ce mă ajută pe mine? Am crezut că mă ajută, dăm play. Nu-ți mai cumpăr nimic. Oh, îi dă stăpâna niște mâncare. Ai de cap, mă. Dar stați! Că se pare că au mai dus încă o pisicuță. Chiar dacă noi am bătut-o, tot au adus-o. Și acum ce facem? Să furăm mâncarea pisicuței. Fim o praznică. Sau să mâncăm politicos. Hai să furăm. Ai de capul meu, ce pumn mi-a tras. Oh, nu! Dar faza e că ne mai dă peștișori. Stai. Bă, nu ne-a mai dat peștișori. Știți care e faza? Nu ne-a mai dat, nu? Adică eu n-am fost... Ba da, uite că ne dă acum. Hai că ne dă destul peștișori și așa. Ne-a dat 50 de peștișori. Pisicuța noastră are deja un an și 9 luni. Frigiderul este gol.
haideți să mai cumpărăm niște mâncare. Eu merg pe steak-uri. Merg pe steak-uri că le mănâncă mai repede. Așa, hai să-i dăm 2 steak-uri pe porție pentru că știm deja. Bă, vrea să meargă la baie? Ia să mai vedem, avem aici un cadouaș. Bun, faza este că va trebui să ne uităm la video, așa că nu mulțumesc. Și ne ducem să mai dăm încă o dată, să vedem ce ne jucăm de data asta. La birou! Putem așa, să mușcăm monitorul, dar după aceea nu mai are unde să mai lucreze fata. Sau să cerem să ne mângâie pe bordică. Știți ce? Eu cred că ar trebui să... E timpul pentru o mângâială. Hai! Hai! Haide, haide! Oh, ce cute! Oh, ce drăguț! Oamenii care au pisici se pare că nu pot să-și facă treaba în liniște pentru că pisicuțele lor cer să fie mângâiate pe burtică. Ok, uite, cred că are nevoie la baie sau nu știu. De ce mi-arată toaleta asta verde? Care-i faza? A, înseamnă că cred că e de bine, nu? Așa, hai să dăm play. Are deja 2 ani și 3 luni. Ia uitați, pentru că am mai făcut încă o chestie bună, cam cresc aici șansele de a merge în rai. Ai de mine. Spală vasele, mami. Iar noi vrem să o ajutăm. Ba, mă, ce facem? Stăm cu minți și ne uităm cum mami spală vasele sau ajutăm și noi? Eu zic că suntem fetiță dornică și săritoare, vrem să dăm o mână de ajutor, așa că o să sărim în chiuvetă. Pe locuri, fiți gata, start! Dar pisicuțelor nu le place apa, așa că nu știu sincer cine a câștigat sau a pierdut aici, pentru că se pare că nu prea plăcea la pisicuță. Next. Dar avem peștișuri. Este... Oh my god, dar trebuie să cumpărăm multă, multă mâncare aici pentru că se pare că se duce repede. Uite așa, hai, ți-am cumpărat. Mamă, m-a lăsat purtată, dusă de val și am cheltuit tot banii. Am dat 7000 de clicuri aici. Hai de capul meu. Dacă rămâne pisicuța asta fără mâncare, fără bani, fără nimic, voi vă dați seama. Ai, mi se pare mie să are un ochi albastru și un ochi verde. Hai să vedem. Oamenii ăștia au și un acvariu. Ce să facem? Să inspectăm peștișorii sau să-i prindem? Bă, hai să inspectăm, că nu vreau să le fac nimic rău. Dar inspectăm cu lăbuța sau doar așa ne uităm? A, doar ne-am uitat. Ia să vedem câți bani. Ne dă bănuți. Bă, ne-a dat? Hai că ne dă acum. Este... Ok, hai că nu rămânem noi fără bănuți aici, îi facem în continuu. Îi mai dăm să mai pape pentru că a fost foarte obositor să se uite la peștișor și s-a făcut foame. Bun, acum, cum ți-ai descrie corpul? Așa, matahală, gros sau micuț și atletic? Bă, mai micuț și atletic. Acum, este vineri seară. Care sunt planurile tale? Să dai o petrecere sau să stai și să faci nani? Bă, să stau să fac nani. Îmi place să fac nani. Dacă am ocazia. Ce tipuri de exerciții de sport îți place să faci? Yoga sau sprints? Yoga. Este și aici. Dacă te uiți la un video, o să-ți arate testul tău de personalitate, o să-ți arate răspunsul. Dar n-am nevoie de așa ceva. Eu vreau doar să mă joc aici. Așa că mai dăm încă o tură să vedem ce se întâmplă cu pisicuța asta. Ce se întâmplă aici? A, ne-a cumpărat mămica asta, fetița, ne-a cumpărat un costum. Un costum de hot dog. Ci că zice cea rejected, adică să nu-l purtăm, să-l refuzăm sau să-l purtăm. Eu zic să îl purtăm. Hai să vedem. Cum ne stă? Mamă, suntem un hot dog delicios. E foarte fain, să știi că să nu fii tristă că ți stă foarte bine. Zici că ești făcută pentru Halloween. Te-ai costumat pentru Halloween. Super tare. Bă, nici ce nu mi-e place joculețul. Ce spuneți? Mai facem episoade cu joculețul acesta? Să facem și partea a doua? Să mai vedem ce năzbâtii mai face pisicuța? Pentru că zic că mă cam pricep. Dar vreau să-l facem tot așa singură, da? Sau nu știu, votați în comentarii să fie cu Felix sau să fiu tot eu singură. Pentru că eu mă cam pricep după cum ați văzut. Așa că apăsați butonașul de coco-like, am lovit microfonul și Felix se supără, dar n-a fost aici de față să mă vadă. Așa că ați apăsat butonașul de coco-like. Scrieți în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua
și ne vedem data viitoare. Pa! M-am distrat super tare, mi-a plăcut și am și învățat lucruri noi.